Bună ziua, suntem la Mobile World Congress. Vă prezentăm Samsung S3550, supranumit și Samsung Shark 3. V-am prezentat mai devreme și cele două, primele două, 1 și 2. Suntem la standul Samsung Shark. Sunt aliniate toate. Acesta este cel mai micuț dintre ele, să spunem, cel mai ieftin. Este cel cu camera de 2 megapixeli. Specific la toate trei este că au fiecare display, difuzor separat pentru MP3, un lucru foarte bun. Difuzoarele sunt lucrate, ce am văzut la primele două față de modelele mai vechi de Samsung. Vom face imediat proba și la acesta. În comun au această eleganță care le conferă spatele. Acest capac este din metal și cu aceste desene dungi. Cred că am spus mai devreme la Shark 2, un pic din acest element trebuia parcă totuși introdus și pe față, să ofere o oarecare eleganță sau agresivitate a unui rechin, dar este doar o părere personală. Avem aici orificiu pentru șirețel, butoane de volum, buton pentru camera de 2 megapixeli, am spus mai devreme, și mufa de încărcare. În principiu se aseamănă izbitor de bine cu Shark-ul 2, cel cu camera de 5 megapixeli. Cum am spus, el este cel mai micuț, cel mai ieftin, cred că o să fie. În meniu este foarte simplu, are un display de 256.000 de culori. Este un telefon Samsung Slide, asemănător dacă îl luăm cu un S3500, care deja noi îl avem în stoc pe magazinul nostru online. Probabil acesta îl va înlocui pe cel vechi. Vreau să merg direct la difuzor să vedem dacă într-adevăr sunt lucrate toate difuzoarele la toate cele trei modele. Să știți că nu are același difuzor ca celelalte două. Nu se mai aude așa tare. Deci la cel de-al treilea nu au lucrat la difuzor. Primele două s-aud mult mai bine. În rest este un meniu comun de Samsung. Meniu de fișiere, mesajele, internetul, telefonul de putem conecta prin intermediul Edge-ului, organizatorul, camera de 2 megapixeli. Filmăm și bodyguards-ii, uitați, care sunt foarte agile aici, să știți, cu greu am reușit să mai filmăm și alte prototipuri de la Samsung, o să vedeți reportajele noastre. Comunitățile, este un lucru comun care caracterizează cele trei modele Shark. Instant Messenger, Bluetooth Messenger, ne putem conecta foarte repede la comunități. Am ieșit, uitați-le toate, întreaga listă aici. Meniul de setări, meniul de downloads, aplicațiile, Google, radio, joculețe, Bluetooth varianta 2.1. Deja se vede că este mai incomplet meniul față de celelalte două. Cam acestea sunt icoanele pe display. Samsung Shark Slider sau Shark 3. O gamă de telefoane care sunt anunțate să apară deja în această sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie.